Acatistul Sfântului Gerasim, izgonitorul de draci din Chefalonia. Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă e Dumnezeului nostru, slavă ce Împărate ceresc Duhul adevărului care e și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vinoște să lășuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin prea sfântă trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească să numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe robul lui Dumnezeu, Sfântul Gherasim, care prin mulțimea nevoințelor sale a primit cu una cea nestricăcioasă, pe cel care prin sfintele sale moastre varsă râuri de tămăduiri, veniți credincioșilor să lăudăm într-un glas când Bucură-te, Sfinte Gherasime, zid nesurpa de uneltirile diavolești. bucură Sfinte Gherasime zid nesurpa de uneltirile diavolești. Viața ta a fost o viață răstignită Sfintea lui Dumnezeu, că lepădând poftele lumește ai luat crucea lui Hristos asupra ta, iubind nevoința și de făim întrecătoarele desfătări, învățându-ne de la tine să mergem pe calea Sfintei Evangheliei și a rugăciunii ce zicem ție cu inimă smerită. Bucură-te că pământul tricalei l-ai binecuvântat. Bucură-te că din copilerea ta ai mers pe calea virtuților. Bucură-te că în insula Zachintului te-ai îndelindicit cu rugăciunea. bucură că împreună cu Sfinția Gheoriță pe născătoarea de Dumnezeu. Bucură-te că te-ai învrednicit să te închin la locurile sfinte. bucură că în biserica Sfântului Mormânt ai primit mângâiere cerească. Bucură-te că din acolo candelele, ai aprins și candela inimii tale. Bucură-te că fiind hirotonit preot, nu ți-ai impuținat nevoințele. Bucură-te că întorcându-te în zachint, în peștera ai viețuit, bucură-te că în chefalonii ai fost trimis de Dumnezeu, bucură-te, Sfinte Ierasime, zid surpa de unel tirile diavolești, bucură-te, Sfinte Ierasime, zid surpa de unele diavolești, o crotitor al drept credincioșilor te-ai arătat sfinte, risipind mrejele reticilor apuseni, care căutau să atragă lumea în înșelare, că prin tăria cuvântului și prin mulțimea minunilor a închis gurile ritorilor mult vorbitori, cântându-i lui Dumnezeu cel întreime lăudat. Aliluia, Aliluia. Și după moartea ta ai fost prigonit de cărturarii și preoții slujitori ai papei care nu voiau să recunoască sfințenia ta și darul dat ție de Dumnezeu prin neputrezirea sfintelor tale moaște care stătuseră în pământ mai mult de doi ani și fuseseră descoperite întregi și bine mirositoare Trupul tău binecuvântat a fost îngropat iarăși în pământ spre mâhnirea cădincioșilor, dar nu după multă vreme ai fost pus în biserică spre închinare, spre bucuria celor care te lăudau zicând. Bucură-te că prin monitorii sfintelor tale moaște au fost rușinați. Bucură-te că prin neputăzirea trupului te a arătat templul al Duhului Sfânt. Bucură-te semn de netăgăduit al învierii Mântuitorului Hristos. Bucură-te mustrătorile al celor care de faimă predanile sfinților părinți. Bucură-te că prin minunea Rușinat propovăduirea catolicilor. Bucură-te că pe hoțul care a spart geamul raclei tale l-ai pedepsit. Bucură-te cel ce pedepsești pe cei care bajocoresc biserica lui Hristos. Bucură-te apric dușman al schismelor și ereziilor. Bucură-te îndreptătorul celor rătăciți pe calea adevărului. Bucură-te că pe mulți i-a dus la cunoașterea dreptei cădințe. Bucură-te preoților pe calea mărturisirea adevărului. Bucură-te Sfinte Gherasime, zid de unălțirile diavolești. Bucură-te, Sfinte, Bucură Sfinte Gerasime, zid surpa de unălțirile diavolești. Cine poate să spună mulțimea minunilor tale, rogul lui Dumnezeu, că poporul te laudă mulțumindu-ți pentru grabnicul tău ajutor, că nu s-a pomenit să alerge cineva la tine să rămână fără răspuns și pentru aceasta îi cântăm celui ce te-a încununat. Aliluia! Hallelujah. ai arătat omului care voia să aducă la mănăstirea ta zece capre ca mulțumire pentru ajutorul primit de la tine și ai arătat drumul ca să nu se rătăcească și când te-ai făcut nevăzut, el a înțeles purtarea ta de grijă că și după moarte ai primit puterea de a fi călăuză creștinilor. Pentru aceasta ți-a cântat ție unele ca acestea. Bucură-te cel ce ne-a ne spre împărăția cerurilor. Bucură-te că primești laudele noastre precum Hristos și doi bani ai văduvei. Bucură-te nădejdea celor ispitiți de deznădejde, bucură-te lumină cerească ce luminez viețile noastre, bucură-te ca lungi îndoiala de la cei slabi în credință, bucură că pelerinii simt chemarea ta și să grăbesc să ajungă la tine, bucură că mănăstirea ta în Noul Ierusalim s-a arătat comoară moară duhovnicească, bucură-te al monahilor pe care am mucenit și ei fără de sânge, bucură că împreună cu Sfântul Spiridon ești surpător al ereziilor, bucură că împreună cu Sfântul Dionisie ești ocrutitor al drept bucură-te că ai binecuvântat pământul zachintului, bucură-te că nu doar insulele, ci tot pământul grecesc este cinstește, bucură-te, sfinte Gerasime, zid nesurpat de unele diavolești, bucură-te, sfinte Gerasime, zid nesurpat de unele diavolești, să alerge mulțimea bonavilor spre ajutorul ceresc, să caute cei istoviți din pricina durerilor spre Sfântul Jerasim, care s-a arătat doctorie dumnezeiască în nou șarpe de aramă, ridicat de Dumnezeul Moise în pustia sufletelor noastre și să-i cântăm celui ce l-a acoperit cu mulțime de daruri. Aleluia! Aleluia! pe negustorul cu mâna bolnavă, nu l-ai lăsat să alerge prin țări străine după ajutorul doctorilor cu nume mare și l a chemat la mănăstirea ta din Chefalonia și atingându-se de racla ta, după ce s-a rugat cu credință, a dobândit tămăduire și împreună cu soția sa, i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru care noi îți zice umnele ca acestea. Bucură-te cel ce auzi rugăciunile bolnavilor, bucură-te că ai primit de sus darul tămăduirilor, bucură-te far spre care se îndrea așteaptă mulțimea celor suferinți, bucură-te cel ce vin în întâmpinarea celor apăsați de boală, bucură-te doctor ceresc care îi pe cei bolnavi, bucură-te că îi păzești pe credincioși de doctorii cei nepricepuți, bucură-te că gonești frica celor ce se tem de doctori, bucură-te că stingi focul durerilor de nesuportat, bucură-te că îi ajuți pe cei pe care nu-i vin de să fără să cârtească, bucură-te scăparea celor care nu mai așteaptă ajutor de la oameni, bucură că în ceasul morții vechezi sufletele care părăsesc această lume, bucură-te îngrijitor al celor care îngrijesc pe bolnavi, bucură-te sfinte Gerasime, zid -ne surpa de uneltirile diavolești, bucură-te sfinte Gerasime, zid -ne surpa de uneltirile diavolești. Minune ne mai auzită s-a arătat prin tine, Sfinte, că prin femeia stăpânită de Duhul necurat care voia să o arunce în apă și să o nece, ai ținut-o prin rugăciunile tale deasupra apei, și le-ai cerut maicilor să alerge să o ajute, iar ele, găsind-o stând deasupra apei, ca pe uscat și văzând că se tămăduise, iau au cântat lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia. Gherasime, sime, a ars ca un foc. Voi pleca, că m-au ajuns flăcările pe care le scos din tine. A strigat diavolul prin gura tinerii care fusese adusă la racla cu sfintele tale moaște, mărturisind darul dat ție de Dumnezeu. Și tânăra tămăduindu-se, ți-a adus mulțumiri cu inima zdrobită, zicându-ți unele ca acestea. Bucură-te cu vioase, că mare este darul dat ție de sus. bucură că cei chinuiți de diavol primesc ușurarea prin tine. Bucură-te, prigonitorile al duhurilor celor necurate Buc bucură-te lumină care gonești în tunericul, bucură-te rugător pentru cei pentru care nu are cine să se roage, bucură-te primind cuvinte de mulțumire de la cei pe care i-ai ajutat, bucură-te că ai ținut-o deasupra apei pe femeia îndrăcită, bucură-te că ai vindecat-o prin rugăciunile tale, bucură că maicii le-au cunoscut puterea rugăcinilor tale, bucură că prin această minune le-ai îndemnat să recunoască sfințenia ta, bucură-te că atunci sfintele tale moaște au fost puse spre închinare, bucură frate sfinte Gerasime, zid ne de un leltirle diavolești. Bucură-te, Sfinte Ierasime, zid ne surpa de un lătile diavolești. Văzând comuni creștini biruiți de deznădejde, au fost ispitiți de gândul sinuciderii, ai venit în ajutorul lor, în minunat, îndemnându-i să le de cugetele drăcești și să-i cânte lui Dumnezeu, Aliluia, Aliluia. Pe tânărul îndrăcit care voia să-și pună capăt zilelor și s-a aruncat din clopotniță, nu numai că l-ai ținut în viață, ci l-ai și tămăduit de suferința sa izgonind pe diavol iar pe cei care s-au temut că din pricina căderii tânărul va muri, i a întărit în credința în Dumnezeu, pentru care au zis către tine unele ca acestea, bucură-te că strici urzelile diavolești, bucură-te că tânărul care s-a aruncat din clopodniță nu a murit, bucură că le ai scos nevătăma din gura iadului, bucură că îi ferești pe creștin de păcatul sinuciderii, bucură-te sfinte care te roși pentru toată lumea, bucură că nu te scribești de patimile noastre, bucură că ne arăți calea de pădării de patim, bucură că ne chem războiul duhovnicesc, bucură-te mustrătorul vie și iubirii de sine, bucură-te că aduci lumina în mințele întunecate, bucură-te că pe cei pe care ai scăpat din iadului îți mulțumesc, bucură-te pus al disperării și răsărit al nădejdii, bucură-te sfinte gherasime, zid nesurpat de uneltirile diavolești, bucură-te sfinte gherasime, zid nesurpat de uneltirile diavolești, Crucea este armă nebiruită, sabie cu două tăișuri. Striga copilul chinuit de diavol, mușcând crucea tape care o ținea preotul, care ținea, citea rugăciuni în fața sfintelor tale moaște și diavolul strigând că nu poate suferi puterea ta a plecat. Iar copilul i-a cântat Domnului, Aliluia, Aliluia! Mult au suferit părinții lui Spiridon văzându-l pe copilul lor stăpânit de diavol, cum îți spunea cuvintele hulitoare, dar având în lor nădejde în Dumnezeu și știind mulțimea minunilor tale au stăruit în rugăciune și rugăciunea le-a fost ascultată, iar noi crezând că vii în ajutorul tuturor celor care se roagă ție cu credință, -ți aducem aceste puține laude, bucură de cel ce Spiridon i-a iluminat copilăria, bucură-te că ai împlinit rugăciunile părinților lui, bucură-te cel ce ai șters mulțimea lacrimilor lui, bucură-te că prin nevoința ta ai primit putere împotriva demonilor, bucură-te că puterea crucii ți-a fost pavăză în ispite, bucură-te că cei ce sărută crucea ta iau binecuvântare, bucură-te că mare pe calea cea îngustă a mântuirii, bucură-te pildă de nevoință și dreptar de rugăciune, bucură-te că ne vezi să iubim nevoința, bucură -te că te-ai asemănat năpusnicilor din vechime, bucură-te că împreună cu aceștia te rogi pentru noi păcătoși, bucură-te că ne călăuzești spre Ierusalimul cel de sus, bucură-te sfinte Gerasime, zid ne surpa de le diavolești, bucură-te sfinte Gerasime, zid ne surpa de le diavolești prin gura femeii paralitice din Etolia s-a auzit Duhul necurat zicându-ți Nu am puterea asupra ta, căci prin rugăciune te faci foc de plin, iar tu i-ai dat tămăduire bolnavi și împreună cu părinții săi, aceasta i-a dus Domnului cântarea de mulțumire. Aleluia! Aleluia! Nu te-ai scârbit de femeia îndrăcită care te blestema în fel și chip, ci ți-a fost milă de ea că mult pătimise din lucrarea diavolului și plecând urechile la rugăciunea îndureratului ei bărbat, ai vindecat-o pentru care au plecat din mănăstirea ta mulțumindu pentru ajutor și zicându-ți unele ca acestea. Bucură-te foc ceresc care iars pe diavoli, Bucură-te că pe aceia care ajung la sfintele tale moaște bine binecuvintezi. Bucură-te că cei pe care nu pot ajunge la tine ei ajuns după credința lor. Bucure-te, tămâie cu bun miros, care alungi demonii. Bucure-te, că risipești puterea farmecelor. Bucure-te, cel ce ne ferești de răutățile dușmanilor. Bucure-te, că în fața ta vrăjitorii se arată neputincioși. Bucure-te, că până la sfârșitul vremurilor vei lupta împotriva lor. Bucure-te, că întărești în răbdare rudele celor îndrăciți. Bucure-te, că ni spite alinare sufletelor. bucure glas care cântă laude Dumnezeului celui viu. bucure că pomenirea numelui tău le este rană demonilor bucură-te, Sfinte Gerasime, zidne nesurpa de un diavolești. Bucură-te, Sfinte Gerasime, zidne nesurpa de un diavolești. Doi ani de zile au pătimit cei doi frați îndrăciți din Mavrata și prin rugăciunile tale îngerii întunericului au plecat zicând ne ars, nu mai putem să rămânem mai mult, iar noi cunoscând puterea dată ție de la Dumnezeu, îl lăudăm și cu mulțumire îi cântăm Aliluia, Aliluia mamă, dezleagă, a zis către mama asta tânărul care fusese legat pentru tulburarea făcută din pricina demonului care îl stăpânea. Căci, căutând ajutor de la doctor, a rămas neajutorat, dar cerând ajutor de la tine a aflat izbăvire și tămăduindu-se a cântat unele ca acestea. Bucură-te cel ce ai vestit bucuria mamei credincioase și a fiului ei, bucură-te cel ce ai adus liniștea în sufletele lor chinuite, bucură-te că pe tatăl cel necrincios l-ai like chemat spre lumina adevărului, bucură-te că pe mulți părinți care se roagă ție îi binecuvintezi, bucură-te că n ai rămas rușinat de cei care au nădăjuit în ajutor ajutorul că pe frații din Mavrata nu i-ai lăsat să se chinuiască, bucură-te că ai dezlegat legăturile cu care îi legasă diavolii, bucură-te că rudenile care îi legasă cu lanțuri și funii s-au minunat, bucură că dezlegându-i pe frați l-au slăvit pe Dumnezeu, bucură că părinții acestor frați mult au postit pentru a ajuta, bucură că îi povățuiești pe părinți să stăruiască rugăciune, bucură-te că prin rugăciunea părinților îi ajuți pe fiilor, bucură-te Sfinte Gerasime, zid ne surpade un alt îl diavolești bucurăte sfinte ierasime zid ne surpade un alt îl diavolești Ajungând în fața judecătorului creștinul cel nevinovat, nu s-a lăsat birui de deznădejde, ci a așteptat lucrarea ta ocrotitorilor ar celor nepăstuiți și având loc în vremea judecății un cutremur de pământ, cel care îl nedetățise a fost cuprins de frica morții și și-a recunoscut păcatul, iar creștinul i-a mulțumit Domnului zicând, Aliluia, Aliluia. Ne-a cerut Mântuitorul Hristos să-i binecuvântăm pe cei care ne bleastămă și să iubim pe cei care ne fac rău, dar suntem slabi în credință și răutățile vrăjmașilor noștri ne covârșesc. Pentru aceasta cădem câte tine, Sfinte Gerasime, cerând să vină ajutorul celor nedetățiți și să te lăudăm așa. Bucură-te că pe creștinul cel nevinovat l-ai ajutat, bucură-te că pe judecătorul l-ai făcut să facă dreptate, bucură că stai împotriva părâșilor care nu au frică de Dumnezeu. Bucură-te judecător ceresc care împart dreptatea. Bucură-te că ne înveți în prin răutatea prin bunătate. Bucură-te că ne îndemn să alegem iubirea în locul lor. Bucură-te al celor care se vrăjmășesc. Bucură-te că aduci pacea în casele creștinilor. Bucură-te că pe părinții împași cu fiilor. Bucură-te că alungi tulburarea din mănăstiri. Bucură-te că pe cei prigoniți pentru că din se i te că și noi mă mărturisim harismele tale, bucură Sfinte Gerasime, zidne ne surpade un leltirile diavolești. Bucură-te, Sfinte Gerasime, zidne ne surpade un leltirile diavolești. Ajungând la mănăstirea ta, soldatul de carneos, n-a vrut să -ți se închină, ci se închine, ci te-a bat jocurit, disprețuindu-i pe cei care se rugau ție pentru ajutor, dar de grabă l-a ajuns mânia lui Dumnezeu, că a murit de moarte nepraznică, fără să-ți mai ceară iertare și fără să-i cânte celui ce poartă de grijă tuturor. Aliluia, Aliluia. Lumea aceasta, iubitoare de desfrâu și de apostazie, îi prigonește pe iubitorii de Dumnezeu, bătjocorindu-i pentru credința lor. Și mulțimea ispitelor iar ar doborâ la pământ dacă nu ar fi ocrotiți de Dumnezeu și dacă nu ar fi călăuziți de ajutorul Maicii Domnului și al tuturor sfinților. Iar noi, cei care știm minunile tale, scântăm. Bucurete că prin celor necredincioși ne ferește de păcatul necredinței. Bucure-te, primi rugăciunile celor ce se roagă ție pentru rudele lor. Bucure te ajutându pe copii pentru rugăciunile părinților lor, bucură ajutându-i pe părinți pentru rugăciunile copiilor că din cioși, bucură mustrătorile al celor care au mințile întunecate de păcat, bucurete că în viață fiind ai chemat oamenii să se spovedească, bucurete că și acum ne îndrepți pașii spre taina spovedaniei, bucurete că cei ce se roagă ție leapă de frica spovedaniei, bucurete împreună rugător cu duhovnice pentru îndreptarea ucenicilor lor, bucurete echipă al povățitorilor de săvârșit, bucură biruitorle al patimilor pe cei căzuți, bucură-te al păstorilor pentru rugăciunea celor păstoriți, bucură-te sfinte Gerasime, zid nesurpa de uneltirile diavolești, bucură-te sfinte Gerasime, zid nesurpa de uneltirile diavolești, vrând soldații italieni să distrugă mănăstăria ta, te-a arătat într-un nor mare, alungându-și spre bucuria călugurilor și a creștinilor drept credincioși. Ai făcut de rușine puterea lor, și ei înălțat pe cei zmeriți, care iau cântat lui Dumnezeu cu Evlavie, Aleluia necazuri de tot felul neîmpresoare și furtuna ispidelor se abate asupra noastră Sfinte Gerasime dar credem că nu ne vei lăsa singuri ci vei veni în ajutorul nostru cerând de la Dumnezeu pentru noi cele ce ne sunt cu adevărat de folos și pentru așa asta zice... bucură-te cel ce păzești mănăstirea ta din chefalonia de toate relele bucură-te că ai stat împotriva soldaților rău credincioși, bucură-te că prin arătarea ta ai umplut sufletele lor de teamă, bucură-te că prin rugăciunea ta au fost biruiți bucură trâmbiță care vestește înfrângerea dușmanilor. bucură armă aducătoare de biruință ostașilor drept credincioși. bucură că și acum păzești casele creștinilor care te cinstesc. bucură limanul celor greu încercați de primejdi. Bucură-te scuta celor care prăznuiesc pomenirea ta. Bucură-te risipitorile al duhurilor care ne ispitesc. bucură cel ce dai cele de trebuință celor ce se roagă ție. Bucură-te rugător neobosit în fața tronului Sfintei Trăim. bucură Sfinte Zid ne surpa de diavolești. Bucură te, Sfinte Gerasime, Zid ne surpa de diavolești. O Sfinte Gerasime, lauda cefaloniei și cunună a Bisericii lui Hristos. vină de grabă în ajutorul nostru a celor necăziți, întristați și deznădăjdiți și roagă-te pentru noi ca Bunul Dumnezeu să ne ridice povara încercărilor care ne apasă și să ne dea tărie în credință ca să-i cântăm. Aliluia! Hallelujah. O Sfinte, Gherasime, lauda, chefalonii și cununa Bisericii lui Hristos vino de grab în ajutorul nostru. Acelor necăziți, întristați și deznădăjduiți și roagăte pentru noi, ca Bunul Dumnezeu să ne ridice povara încercărilor care ne apasă și să ne dea tărie în credință ca să-i cântăm Aleluia. Aliluia. O Sfinte, Gherasime, lauda, chefalonii și cununa Bisericii lui Hristos vino de grab în ajutorul nostru acelor celor necăziți, necăjiți, și deznădăjuiți ca și roagăte pentru noi ca Bunul Dumnezeu să ne ridice povara încercărilor care ne apasă și să ne dea tărie în credință ca să-i cântăm Aleluia! Aliluia. Viața ta a fost o viață răstinită Sfintea lui Dumnezeu, că le poftele lumește ai luat curtea lui Hristos asupra ta, iubind nevoința și de făim trecătoarele desfătări, învățându-ne de la tine să mergem pe calea Sfintei Evangheliei și a rugăciunii, îți zicem cu inima smerită, bucură-te că pământul tricalei l-ai binecuvântat, bucură-te că din copilăria ta ai mers pe calea virtuților, bucură-te că în insula Zachintului te-ai cu rugăciunea, bucură că împreună cu Sfinția Ghioriț o pe născătoare de Dumnezeu, bucură-te că te-ai să te închini la locurile sfinte, bucură-te că în Biserica Sfântului Mormânt ai primit mângâiere recerească. bucură-te că aprinzând acolo candelele, ai aprins și candela la tale, bucură-te că fiind hirotonit preor nu ți-ai împuținat nevoințele, bucură-te că întorcându-te în în peșteră ai viețuit, bucură-te că în Chifalonia ai fost trimis de Dumnezeu, bucură-te Sfinte Ierasime, zid ne surpa de un letile le diavolești, bucură -te te sfinte ierasime, zim nesurpa de un diavolești. Pe robul lui Dumnezeu Sfântul Gherasim, care prin mulțimea nevoințelor sale a primit cu una cea nestricăcioasă, pe cel care prin sfintele sale moaștere varsă râuri de tămăduiri, veniți credincioșilor să-l lăudăm într-un glazic când bucură-te Sfinte Ierasime, zid nesurpa de unele diavolești, Bucură-te, Sfinte Gerasime, zid nesurpat de uneltile diavolești. Sfinte Gerasim, robule lui Hristos, cel ce ai strălucit înaintea oamenilor, ca lumină în întuneric, care ai călăuzit poporul spre cunoașterea adevăratului Dumnezeu, primește de la noi această puțină rugăciune. Vezi, Sfinte, durerile noastre, vezi necazurile care ne apasă, vezi mulțimea ispitelor care ne învăluiesc neîncetat. roagă lui Dumnezeu pentru noi, așa cum te-ai rugat pentru mulțimea credincioșilor care mărturisezi minunile tale. Mare dar ne-a făcut nouă Domnul prin neputrezirea Sfintelor tale moaște că ne-am întărit în credință auzind că bolnavii care s-au atins de Raclata, ta au fost vindecați și că i-ai alungat pe diavol de la cei îndrăciți. O, Sfinte Gerasim, precum ai scăpat insula Chefalunii de jugul garenilor și de multe necazuri, tot așa ajută-ne și pe noi. Am căutat ușurare prin puterile noastre, dar n-am aflat. Am căutat ajutor de la oamenii dar am rămas nemângâiați. La tine venim, Sfinte, nădăjduind că nu ne vei rușina, ci ne vei da cele de trebuință, arătându-ne care este calea pe care trebuie să mergem. Știm că dacă în viață alegem după voia noastră, ce are rămânem lipsiți de ajutorul Dumnezeesc. Roagă-te pentru noi, Tu, Sfinte, să cunoaștem să facem voia lui Dumnezeu, ca să ajungem în raiul cel prea dulce, în care Tu lauzi pe Dumnezeu cu toți Sfinții și cu toate puterile cerești în vecii vecilor. Amin, slavă Hristos. Dumnezeu Dumnezeule, nădejdea noastră, slavăție, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru pentru rugăciune prea curată, mai ce sale, ale Sfinților, Măriților și întotdeauna apostoli și a Sfântului. Gerasim din Chefalonia, a căruia catist am citit, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin.